unde e credință, chiar dacă omul e căzut. E semn că el mai poate întoarce spre Dumnezeu în nevăzut. Acolo unde e durere și lacrimă pentru păcat, e semn că s-a născut căința și omul poate fi salvat. Acolo unde e dorință fierbinte pentru Dumnezeu, e semn că în om lucrează Duhul și îl va trezi din somn greu. Acolo unde crește o rază de dragoste pentru Hristos, e semn că s-a sfârșit cu traiul nepăsător și păcătos. Acolo unde e libertate adevărată în Hristos, e semn că s-a sfârșit robia a tot ce firii e supus. Acolo însă unde e milă și sufletul adânc smerit, acolo nu mai este semnul că cineva e desăvârșit. Amin.